Un scandal iscat între clienții unui club din Mamaia s-a transformat într-o confruntare pe viață și pe moarte. Indivizii s-au lovit cu pumnii și picioarele și chiar au folosit pistoale cu gaze. În tot acest haos, unii dintre cei implicați în bătaie au încercat să fugă cu o mașină din parcare, dar și-au călcat un prieten care nu apucase să urce. Întreg scandalul a fost filmat de mai multe camere de supraveghere. Atenție, urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional. În această dimineață, o stradă din stațiunea Mamaia s-a transformat într-un imens ring de box. Scenele surprinse dau fiori. Mai mulți clienți ai clubului Ego, un local din zona selectă a orașului, au fost implicați într-o bătaie sângeroasă, în jurul orei 5 și 17 minute. S-ar fi încăierat de la o fată. Un bărbat l-a atacat pe un altul, aflat deja în autoturism. Apoi, în haosul general, un alt individ și-a lovit în față un rival, iar acesta din urmă s-a prăbușit în fața mașinii. Nimeni nu și-a dat seama că cel secerat de pumn este chiar sub roata din dreapta față a bolidului. Drept urmare, șoferul a demarat și și-a călcat amicul, fără să își dea seama. Situația a scăpat total de sub control, iar unul dintre clienți, prieten cu șoferul, dar și cu cel rănit, a început să tragă cu pistolul cu aer comprimat. Luptele s-au încheiat în momentul în care câțiva dintre cei implicați reușesc să dispară, în timp ce victima a rămas în parcarea clubului. Șocant este că nimeni nu-i acordă primul ajutor și tot grupul fuge spre mașină. Imediat, nordul stațiunii Mamaia a fost împânzit de polițiștii de la trupele speciale, dar și de medici. Polițiștii criminaliști ajunși la fața locului au delimitat zona incidentului pentru a lua probele necesare, astfel încât să afle cu exactitate ce s-a întâmplat în această dimineață în fața clubului. La locul solicitării s-a deplasat un echipaj MOR care a găsit un pacient de aproximativ 30 de ani conștient, care prezenta un traumatism craniofacial și traumatism toracic, a devenit agitat, i s-a acordat primul ajutor și a fost transportat de către echipajul SMUR la Spitalul Județean. În scurt timp, cei din autoturism au fost prinși. Una dintre persoanele care ar fi fost implicate ar fi tras mai multe focuri de armă cu un pistol cu muniție neletală. Imediat au fost instituite filtre rutiere. Dar poți spune ce s-a întâmplat? Nu știu nimic, absolut. De ce l-ai lovit cu mașina? Dar n-am fost eu. Dar cine a fost? Nu știu. Păi și de ce te-au luat la poliție? M-au luat la poliție, eu m-am mutat în mașină. Cine a tras cu pistolul? De ce ai fugit de la locul accidentului? De ce ți-ai abandonat prietenul acolo? Contactați de reporterii ProTV, reprezentanții clubului Ego, în fața căruia a avut loc incidentul, nu au vrut să facă niciun comentariu. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.